Vă salut cu drag, dragi prieteni, și în seara aceasta și vă spun, bun venit la emisiunea Vieți schimbate. Am fost nerăbdător să am această emisiune și să vă transmit acest mesaj de speranță pe care ni l-oferă Dumnezeu în cuvântul Său și nu doar în cuvântul Său, ci prin tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, atât în natură, cât și între oameni. Viața este minunată, viața este extraordinară dacă ai ochi să o vezi așa. Dacă ochii tăi sunt încețoșați și plini de prejudecăți, atunci viața aceasta va fi acră, va fi amară, va fi incoloră, inodoră, insipidă, va fi plictisitoare, va fi chinuitoare. Dar vestea bună este că viața este foarte frumoasă pentru că așa a lăsat-o Dumnezeu. Asta nu înseamnă că este ușoară întotdeauna, însă ea este mult mai frumoasă în momentul în care lupți decât atunci când te lași trântit la pământ și te tot plângi și îți tot plângi de milă că este greu, că pe tine nu te ajută nimeni, că pe tine nu te ridică nimeni, nu-ți dă nimeni nici măcar un leu atunci când întinzi mâna. Îmi place foarte mult că Isus Hristos, atunci când a venit în lumea noastră, ne-a prezentat Evanghelia ca fiind vestea bună. Și când a prezentat Evanghelia ca fiind vestea bună, nu a prezentat-o ca pentru niște handicapați, din punct de vedere fizic, emoțional, spiritual sau social. El a venit cu vestea bună din partea lui Dumnezeu și spunea, așa cum găsim în Evanghelia după Marcu, încă de la primul capitol, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie pentru că împărăția lui Dumnezeu a sosit. Așa că vestea bună pentru noi este că împărăția lui Dumnezeu a sosit. Înseamnă că trebuie să vedem efectele ei în viața noastră, în sufletul nostru, în atitudinea noastră, în tot ceea ce întreprindem. Ea este și viitoare, dar nu a venit încă. Împărăția Slavei o așteptăm să vină, dar până vine Împărăția Slavei, spune cuvântul lui Dumnezeu, Împărăția trebuie să fie în lăuntrul nostru. În seara aceasta, Aș vrea, dragii mei, să vorbim despre credința învingătorilor și cea a milogilor. Pentru că există două feluri de credințe, mari și late, se împart în două feluri, nu vorbim de cele confesionale, ci de felul în care privești credința. Unii privesc credința ca fiind o sursă de putere care îi ajută să reușească în domeniile vieții și în domeniul spiritual, îi ajută să fie mai buni iar alții privesc credința ca pe o cârjă sau ca pe un pachet cu ajutoare care vine din partea lui Dumnezeu sau ca pe o bucurie amânată în viața asta ai parte numai de necazuri, de suferință, de răutăți, de tot felul de lupte, de încrâncenări, de lacrimi, de boală. Și fericirea undeva amânată, departe, în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă te chinui suficient în viața asta, vei moșteni și împărăția lui Dumnezeu. Am tras puțin de păr cele două extreme ca să vedem contrastul. Bineînțeles că viața nu este doar bucurie, nu este doar zâmbet, este și luptă, este și lacrimă, este și suferință. Însă, aș vrea să facem diferența între credința pe care ne-a lăsat-o Isus Hristos, și bazarul și loteriile bisericești care ni se vând astăzi, drept credință, niște obiceiuri și niște gândiri limitative cu miros de rânced. Aș vrea să facem diferența între cele două. A venit Hristos și a zis, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu a sosit, este aici în mijlocul vostru. Și ceilalți care vin, o, oh, Evanghelia, ai primit Evanghelia? nu mai ai scopuri mărețe în viață, nu mai trebuie să faci mare lucru, trebuie să fii tot timpul cu capul plecat, trebuie să fii trist, trebuie să fii îngrijorat, trebuie să ai întotdeauna de saga după tine, să stai cocoșat, să n-ai opinie, să fii cârpa tuturor, să nu ai uh, niciun fel de aspirații, decât să fii un mare nimeni. Și dacă reușești să fii un mare nimeni, atunci, nici o problemă, vei primi ca bonus viața veșnică. Mi-a plăcut foarte mult un articol pe care l-am citit zilele trecute, scris de domnul profesor Ștefan Bratosin. Da, este foarte ascuțit titlul acesta, însă este plin de semnificație, și acolo domnul profesor scrie într-o manieră cât se poate de acidă ce am făcut noi din credință, din Paști, din tot ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. Am făcut o, o ladă a Lucrurilor nesemnificative, mistice, lipsite de semnificație spirituală, de profunzime spirituală, am făcut o ladă în care am pus toți termenii de asistați sociali și de neputincioși și de ratați în viața aceasta, și le-am pus eticheta duhovnicească. Am mai pus acolo și gura lumii, gura babelor, credința mamii, a tatălui, a tuturor, părerile oamenilor, superstițiile lor. Tot felul de misticism amestecat cu vrăjitorie, uneori, și cu credințe ancestre, din care am făcut credința. Eu n-am nimic cu credința nimănui. Fiecare religie își are cutia ei cu deșeuri spirituale și cu prejudecăți spirituale. Însă, aș vrea să înțelegem că nu aceasta este credința pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Nu aceasta este credința pe care vrea El să o practicăm. El vrea să fim oameni puternici, oameni învingători, oameni care ies din molozul acesta al superstițiilor. Când văd cum se înghesuie unii ca să primească apă sfințită, să primească, eu știu ce prescură, un bol de sarmale sau de ciorbă, când văd cum se înghesuie unii să creadă tot felul de lucruri și de povești Protestante sau mai puțin protestante, tradiționaliste sau mai puțin tradiționaliste, nu contează, tot la categoria de povești se încadrează. Ca au și protestanții, au și ceilalți poveștile lor, pe care le vând cu succes. Naivilor care sunt les necrezători și care înghit orice poveste care poartă parfum de duhovnicesc sau de sfințenie sau de neprihănire. Însă, Hristos, când a venit în lumea noastră, ne-a deschis ochii și ne-a arătat că noi nu trebuie să adoptăm credințele astea fariseice, care ne transformă în niște handicapați sociali, care ne transformă în niște neputincioși, în niște oameni care întind mâna, care se plâng, care tot timpul sunt nemulțumiți, care se văicăresc, care au atitudinea și mentalitatea de victimă. Și peste tot găsiți astfel de mesaje și de oameni care te fac să crezi că tu ești o victimă a sorții. Ești o victimă a sorții pentru că te-ai născut într-o țară nepotrivită, pentru că nu ai nu știu cât salariu, pentru că, eu știu, conducătorii sau guvernanții vând țara, pentru că, pentru că, pentru că ești o victimă. Nu ești o victimă decât dacă tu accepti lucrul acesta. Și Hristos, cu mesajul său, vrea să ne arate că este o mare diferență între o credință a neputincioșilor, a milogilor, care stau la poarta Raiului și zic, Doamne, dăm -mi și mie, Doamne, dăm, -mi, Doamne, fămi cu lista de cereri. Și oamenii care primesc din mâna lui Dumnezeu binecuvântare și spun, Doamne, ce aș putea eu să fac pentru ca să fiu eficient în viața asta? Să schimb ceva. Și aș vrea să citesc câteva principii pe care Domnul Hristos le-a prezentat în predica sa de pe munte atunci când ucenicii și toți ceilalți s-au apropiat de el crezând că Hristos va fi un Mesia care satisface nevoile milogilor și într adevăr au fost și situații în care Hristos a dat să mănânce oamenilor le-a vindecat rănile și bolile și a ajutat. Dar misiunea lui n-a fost aceasta cu preponderență. Am venit să dau ajutoare, am venit să vă întrețin ca pe niște asistați sociali, am venit să vă mențin în starea de neputincioși. Să credeți că totul în viață este un miracol și să vânezi miracolele, să crezi că viața în sine este un miracol. Este un miracol pentru că a dat-o Dumnezeu. Însă viața, existența, merge după legi. Aș vrea să nu uitați lucrul ăsta. Existența noastră, viața noastră merge după legi. Inima dumneavoastră bate după anumite legi. Creierul funcționează după anumite legi. Toate sistemele din corp funcționează după legi, nu după simțăminte și miracole. <laughs> Pentru că dacă ar fi după miracole, s-ar putea să face stop cardiac la fiecare 5 minute. Însă Dumnezeu. A făcut acest miracol și l-a lăsat să funcționeze după niște legi. Și așa funcționează viața noastră, așa funcționează gândirea noastră, așa funcționează ceea ce se vede în jurul nostru. Dacă vrei să vezi dimensiunea unui om, uită-te în jurul lui, ce lasă în jurul lui, ce prieteni are în jurul lui, care sunt realizările lui, spirituale, intelectuale, materiale și așa mai departe. Și în momentul în care vezi ce este în jurul lui, îți dai seama câți bani face credința lui. Și aici nu ține de cât câștigi neapărat, ci de măsura spiritului tău care realizează anumite lucruri. Influența pe care o ai în lumea aceasta. Și Hristos tocmai lecția asta a vrut să ne-o transmită. Câtă vreme sunteți în lume, voi trebuie să exercitați o putere de bine spre bine, ca oamenii să vadă credința voastră. Și mi-a plăcut foarte mult... Că în fericirile pe care noi le-am făcut să sune ca un fel de refrenuri ale frustraților în creștinism și niște imperative ale neputinței, Hristos a intenționat cu totul și cu totul altceva. A vrut să arate că în lumea aceasta, în care oamenii așteaptă să li se dea, în care oamenii își plâng de milă, în lumea aceasta, în care oamenii sunt foarte slabi, de înger, oamenii lui Dumnezeu pot să fie puternici. Și spune așa, ferice de cei ce plâng cei vor fi mângâiați. Ai zice așa ca neputincios, ai, ce bine să plâng, să-mi plângă toată lumea de milă, să zică, vai săracul de tine, o, oh, cât de nenorocit ești, vai, cât de greu ți este, vai săracul de tine. Și sunt unii oameni care își duc întreaga existență pe coarda plânsului. Și plâng, și plâng, și mai vine cineva, mai pansează, mai vine cineva și zice, a, mă, un bol de mâncare, că ești vai de capul tău. Oare asta să fi vrut Hristos să ne spună, să ne transmită aici, să fim niște plângăcioși care la trei cuvinte să scăpăm două lacrimi? Mi-aduc aminte vis-a-vis -vis de plângăcioșii aceștia duhovnicești, sunt și pastori care manipulează extrem de bine prin lacrimile astea. Bun. Eu nu zic că în timpul unui mesaj, când ești pătruns de Duhul lui Dumnezeu sau de o anumită situație, să nu lăcrimezi. Dar sunt unii care plâng la comandă, efectiv. Și unul dintre acești pastori s-a dus odată să facă o evanghelizare în, în Serbia și în sală era un medic psihiatru. Și a stat și l-a urmărit pe pastor, care la trei cuvinte. Începea să plângă. Vai, fraților, uite bunătatea lui Dumnezeu, vai câtă nenorocire, vai că vine Dumnezeu, vine împărăția Lui. Și po, numai lacrimi și lacrimi. La care după predică vine medicul și spune cuiva care a fost acolo, auzi? Da, asta e, s-a întâmplat, nu vă povestesc aici năzbătii sau chestii. Pur și simplu mi-a povestit cineva care a fost acolo. Și cel care predica, persoana însemnată. Și zice, bă, da, pastorul ăsta e normal la cap? Păi, mă, un pastor sau un, un om care vrea să te motiveze, să te încurajeze, pe să plângă el mai mult decât tine în sală ca să stoarcă lacrimi de la tine, păi, ăsta nu-i zdravă la cap. Oare Dumnezeu vrea să vin niște plângăcioși de genul ăsta, care la fiecare suferință, la fiecare piedică, la fiecare căzătură, să tot plângem, să tot plângem, să o ținem pe coarda asta? Nu. Ce vrea să spună Hristos? Că după eșec nu există să nu fie o recompensă, ori afectivă, ori materială. Cei ce plâng vor fi mângâiați. Cei ce plâng și care luptă cu viața, nu care se resemnează, vor fi în cele din urmă mângâiați. E o cu totul altă evanghelie asta decât cea cu care am fost obișnuiți, cea a oblojelii, a pansării neputinței și a plângerii de milă, a victimizării. Nu, no, nu merge. Mi-a plăcut foarte mult vis-a-vis -vis de ceea ce spuneam de Evanghelia asta a învingătorilor ce am citit într-o carte de antreprenoriat. Nu m-aș fi așteptat să găsesc asemenea cuvinte spirituale, duhovnicești, într-o carte care se adresează antreprenorilor. Dar aș vrea să vi le citesc pentru că sunt extraordinare și motivatoare. Și aș vrea să vedeți că de multe ori noi mergem exact în direcția opusă la ceea ce spune Dumnezeu aici în Sfânta Scriptură. Cartea este scrisă de Ogmandino, și se intitulează Cel mai vestit vânzător din lume. Este o carte care îmbracă în poveste spiritul antreprenorial și legele antreprenoriatului, dar în care găsești și spiritualitatea. Oamenilor care reușesc să facă ceva în viața aceasta și care reușesc să însemne ceva în lumea aceasta. Și aș vrea să vă citesc câteva gânduri pe care le spune un bătrân antreprenor care era un negustor foarte, foarte bun, unui novice care dorea să realizeze lucruri mari în viață. Și aș vrea să fiți foarte atenți să vedeți că, practic, acesta este și mesajul lui Hristos, spus în alte cuvinte cât se poate de practice. În cartea lui Ogmandino, cel mai vestit vânzător din lume, la pagina 49, el zice așa, legat de a doua lege a prosperității, prin care spune că va întâmpina fiecare zi cu o inimă plină de veselie. Și cum să fac asta, spunea el, cum să întâmpi în ziua cu pozitivism, cu inimă deschisă, cu inimă voioasă. De acum înainte, privi voi toate lucrurile cu iubire și mă voi naște din nou. Fiecare zi este o naștere din nou. Voi iubi soarele pentru că îmi încălzește oasele. Voi iubi și ploaia pentru că îmi curăță spiritul. Voi iubi lumina pentru că îmi arată calea. Voi iubi și întunericul pentru că îmi arată stelele. Voi spune bun venit fericirii pentru că mă face mărinimos. Și voi îndura și tristețea pentru că îmi deschide sufletul. Voi aprecia recompensele pentru că ele mi se cuvin. Voi spune bun venit și piedicilor pentru că ele sunt cele care mă încearcă. Observați cum gândește un om învingător. Un om resemnat la fiecare impediment sau chiar la fiecare binecuvântare este nemulțumit. Ai, prea mult soare, prea cald. Fă, căldura asta. Ai, prea multă ploaie. Sunt sensibil la meteo, la vreme. Dacă plouă, sunt ploat și eu toată ziua. A, necazuri, încercări, piedici, iară. Mă plâng, mă plâng, mă plâng. Oamenii sunt așa... Nici cum nu-i bine, dacă e soare nu-i bine, dacă plouă nu-i bine, dacă e zi nu-i bine, dacă e noapte nu-i bine, niciodată nu este bine. Dar observați că omul acesta a descoperit cheia fericirii. Păi Apoi spune mai departe, și cum voi face vis a -vis de relațiile interumane? Voi iubi toate felurile de oameni pentru că fiecare dintre ei are calități ce merită admirate, chiar dacă uneori sunt ascunse. Cu iubire voi sfârma zidul de suspiciune și ură pe care l-au construit în jurul inimii lor și în loc voi construi poduri astfel ca iubirea mea să intre în sufletul lor. Și fiți atenți! Ce fel de categorii de oameni iubește omul acesta și care este atitudinea față de ei? Gândiți-vă care este atitudinea față de diferitele categorii de oameni care sunt amintite aici și dați-vă un răspuns sincer, pentru că este foarte important. Aici stă, de fapt, secretul vieții. Voi iubi ambițioșii, pentru că ei mă pot inspira. Foarte interesant. Păi cum să iubești oamenii ambițioși? Că uneori sunt mai colțoși, mai tăioși. Da, dar oamenii ăștia te pot inspira. Pentru că sunt întreprinzători, sunt dinamici, sunt plini de forță și nu stau să tot plângă de milă, gata. A zis, bă, trebuie să luăm asta, o ridicăm, am plecat mai departe. Nu stai să vezi, mai facem cinci comitete, mai plângem, ne mai rugăm de 10 ori și nu se întâmplă nimic. Oamenii întreprinzători, oamenii ambițioși Pun mâna pe coarnele plugului și se duc înainte. Au văzut care este nevoia, o împlinesc. Au văzut că trebuie să facă ceva, trec la acțiune. Nu stau să gândească nu știu cât, ceva, să vedem. Deci, voi iubi ambițioșii pentru că ei mă pot inspira. Îi voi iubi și pe cei ce eșuează, pentru că ei mă pot învăța. Pot învăța din eșecurile oamenilor, nu? Voi iubi regii pentru că ei sunt totuși oameni. O, oh, va, președinte, vai, ministru, o, va, ăsta din aia îngânfați, știi? N-a ajuns nici cu prăjina la ei. Mamă, ăsta e milionar în euro. Ce vorbești, mă? Cum să stai de vorbă cu ăsta? Că nici nu se uită la ăștia ce ca mine sau ca alții, nu? Prejudecăți. Și spune că trebuie să iubești toate categoriile de oameni dacă vrei să fii cu adevărat fericit. Mai departe. Îi voi iubi și pe cei umili, pentru că ei sunt divini. Îi voi iubi pe cei bogați, pentru că sunt totuși singuri. Îi voi iubi pe cei săraci, pentru că sunt atât de mulți. Îi voi iubi pe cei tineri, pentru credința pe care o au. Îi voi iubi pe cei bătrâni, pentru înțelepciunea pe care ți-o dăruiesc. Îi voi iubi pe cei frumoși, pentru ochii lor plini de tristețe. Îi voi iubi și pe cei urâți, pentru sufletul lor în păcat. Dar cum voi întâmpina reacțiile celorlalți? Și răspunde, cu iubire. Tot așa cum iubirea este arma cu care deschid inimile oamenilor, iubirea este și scutul care respinge săgețile urii și sulițele furiei. Răutatea și descurajarea se vor izbi de noul meu scut și vor deveni mai moi decât ploaia. Îmi place atât de mult cum descrie omul acesta, aceste realități ale Evangheliei, în cuvinte atât de practice și atât de directe. Poate că nu ne-am gândit la ele până acum, însă ar fi bine să ne gândim și altfel la cuvintele lui Isus Hristos. Nu doar să înțelegem că Dumnezeu vrea să fim niște oameni care se resemnează, niște oameni fără ținte, fără idealuri, niște oameni care înțeleg că smerenia înseamnă lipsă de performanță și de realizări. Fals. A, că nu faci din ele un scop că îți dai seama că lucrurile din lumea aceasta sunt trecătoare. Este cu totul altceva. Dar Hristos spunea în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, și aș vrea să citesc aceste cuvinte ale sale care sunt extraordinare, vis-a-vis -vis de venirea împărăției lui Dumnezeu, el spunea că farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu, să ne scape de reumatism, de durere, de romani, de taxe, de impozite, când va veni, vrem miracole. Și unii devorează miracolele ca să-i scape de responsabilități și de greutăți. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să se izbească privirile. Fiți atenți! Nu se va zice, uite sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Luca, de la capitolul 17, versetele 20 și 21 căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Vorbea despre împărăția aceasta spirituală, care o precede pe cea a slavei și dacă asta nu se naște în inima ta, cealaltă poți să-ți iei adio de la ea. Cum a fost Isus Hristos în lumea aceasta? Isus n-a avut armate, spunea cineva, și cu toate astea era de temut. Oriunde se mișca, toate gărzile, toate serviciile erau pe urmele lui să-l prindă. Isus n-a avut bogăție și cu toate astea i-a îmbogățit pe mulți, i-a ajutat să aibă parte de hrană, de vindecare. Iisus n-a avut nicio diplomă în școlile acestea și cu toate astea le-a pus întrebări de încurca mințile celor mai înțelepți. Iisus a avut un pragmatism extraordinar și a vrut să ne arate că existența aceasta poate fi foarte frumoasă dacă noi nu mai avem o mentalitate de victimă. Acea mentalitate a oamenilor înfrânți, acea mentalitate a oamenilor cocoșați de neprihănirea asta care miroase a lumânări și a și a prejudecăți și a misticism unde pâcla este atât de deasă, nu știi concret ce e, nu știi concret ce trebuie să faci, doar să te rogi, doar să stai cu minte, să nu zici nimic, să ți se toarne în cap tot felul de idei, să dai bănuții și după aia nu mai contează ce faci, că te duci acasă și îți chioră emațele de foame, că te duci acasă și ești pe salariu minim pe economie, că te duci acasă și uh, tu nu te înțelegi cu familia, că te duci acasă și ești plin de datorii și n-ai cu ce să-ți plătești facturile. Nu te mai... Nu mai interesează pe nimeni. Dar e important că ți-a vândut gogoașa. Oh! Fraze spirituale. Asta. Cu Hristos am viat, cu nu știu ce a făcut, cu ouă, cu iepurași, cu credințe, cu tradiții, cu de toate în sfera protestantă, sunt alte tarabe duhovnicești. Roagă-te, 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 meditează, fă nu știu ce, da, Dumnezeu e bun, dar știi, în lumea cealaltă, până atunci trebuie să te chinui, lasă-ne pe noi, îți vindem poveștile și vezi tu cum te descurci, nu mai contează. Dar important este să ai acolo această credință care miroase a tămâie râncedă. Or, Hristos spune, ferice de ce ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. A, vorbește și de cei săraci în duh, adică cei smeriți. Dar smerenia aceasta este una care te înalță. Este una care te face să fii nobil. Este una care te ajută să-ți vezi starea în care ești și să poți ajunge mai sus, să poți crește, să nu fii atât de mândru și să ai o părere atât de bună despre tine încât să nu mai poți crește. Când te uiți la Dumnezeu, da, te vezi mic. Când te uiți la tine, zici, da, într-adevăr, mai pot să cresc, dar nu rămân acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu mă ridic. E adevărat, vei avea eșecuri, vei plânge, dar zice Hristos, ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Mai devreme sau mai târziu va veni mângâierea ori pe plan spiritual, ori pe plan material, vei avea reușită și Dumnezeu te va ajuta să te ridici. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, să fie blând într-o lume din asta încrâncenată, în care lumea rupe cu dinții, să fie, să facă. Blândețea nu are de face nimic cu a fi fraier. Blândețea este acea calitate a omului de a rămâne calm în situații dramatice și de a ști cum să ia deciziile corecte. Ca să vedeți exemplu, exemplu de al Domnului Hristos, în care atunci când a început furtuna, ucenicii au început să se streseze, bă, ce facem, ne scufundăm, dă dai, dă-i, dă, -i, dă -i, repede. Și Hristos dormea. Dar nu era un somn al indolenței, ca la Iona. A, aici, în cetate, mă doare în cot. Eu mă duc să mă culc. Nu despre asta este vorba. Ci este vorba despre acel somn al credinței, acel somn al încrederii în Dumnezeu. Că atunci când faci ceea ce trebuie, rezultatele vin de la sine. Când ești în mâna lui Dumnezeu și acționezi potrivit cu principiile lui, cu siguranță, mai devreme sau mai târziu vei avea succes. Dumnezeu îți va oferi izbânda. Și Hristos stătea și dormea liniștit. Și ei, Doamne, nu-ți pasă că pierim aici, Doamne, uite! Hristos blând, calm, de ce vă agitați? De ce vă stresați? De ce vă pierdeți cu puțin credincioșilor? Dar, Doamne, nu vezi că noi pierim aici? Ei și a pierit Dumnezeu. Mai sunt situații din astea în care luăm anumite pasaje apocaliptice și facem din ele Evanghelia groazei. O, oh, urmează, nu știu ce. Da, urmează, pentru că este scris. Și nu putem să trecem peste ceea ce este scris. Dar ce faci cu ceea ce îți descoperă Dumnezeu acolo? Încep să tremuri ca varga, să fii un stresat, să fii un panicat, să fii un om care toată ziua stă cu inima în gât? Pentru că vezi, vine Domnul, dar aceasta este veste bună sau proastă? Ferice de cei blânzi, de cei calmi în fața existenței. Dar nu pasivi, pentru că ei vor moșteni Pământul. Este un secret al lui Dumnezeu aici. Oamenii care știu să se bucure de viață și rămân liniștiți în fața furtunilor ei, se bucură cu adevărat de viață. Ei stăpânesc pământul. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu un bătrân. Eram undeva în Bihor, la Pietroasa, o zonă foarte frumoasă. Am avut biserică acolo, în zona aceea. Și era un bătrân care, cred că, trecuse de vreo 90 de ani. Și știți cum suntem noi tineri, foarte curioși, când am auzit vârsta lui, bă, zic, păi, bă, dar cum ai ajuns la vârsta asta? Ce ai mâncat imediat? Rețeta, dăm rețeta! De parcă viața noastră este după rețete din astea fixe. Și a zis, dar ce, ce ați mâncat? Ați fost vegetarian? Da, de unde? Nu, no, am mâncat tot ce mi-a poftit inima, am fost cumpătat, e drept. Și, dragul meu, n-am pus la inimă nimic necaz. Am știut în viața asta că dacă mă stresez, nu rezolv nimic. Și am știut în viața asta că dacă stau liniștit, lucrurile se rezolvă. Eu fac tot ce pot în dreptul meu, dar mai mult de atât, n-am ce face. Dar zic, dar spuneți-mi ce ați mâncat. Păi zice, am mâncat tot ce au venit. Bă, dar zice, mi-a plăcut zahărul. Nu așa. Am mâncat zahăr cu lingura. Dar zice, pe spatele meu ai putut să crăpi lemne. Zicea el în graiul asta de bihor. Eu nu m-am stresat. Am fost calm. Am fost liniștit. Nevastă mea, tată, chiperi repede. Hai, una, dar nu vezi, ia uite, acolo, să duce aia, vine inundația, ia foc, nu știu ce. Le-am făcut cum am putut, dar de aici le-am lăsat lui Dumnezeu să le rezolve cum vrea el. Ea s-a dus, eu am rămas, zicea el. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Eu nu zic că toți suntem la fel de calmi. Da, unii suntem temperamentali, dar este o diferență între a fi temperamental și a fi disperat, isteric în fața provocărilor și a, a greutăților vieții. Clar că nu suntem la fel. Unii sunt mai calmi din fire, alții sunt mai aprinși și e nevoie și de unii și de alții ca viața să fie echilibrată. Însă, de la a fi aprins până la a fi disperat și isteric este cale lungă. Hristos spune, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Oamenii care trăiesc viața la nivel spiritual înalt, și aici nu mă refer la cei care fac toată ziua rugăciuni și stau pe genunchi, aș vrea să înțelegeți că spiritualitatea nu stă în asta. Poți să fii un om care se roagă mult și să fii spiritual și care stă mult pe genunchi, dar poți să fii un om care stă mult pe genunchi și se roagă mult și stă cu scriptura în mână, nespiritual, care n-a priceput o boabă din ce vrea să spună Dumnezeu acolo, care nu se conectează cu Dumnezeu, care nu se conectează cu lumea, care nu se conectează cu oamenii, habar n-are. El repetă ca un papagal, face niște ritualuri ca un papagal, dar nu înțelege despre ce este vorba acolo. Și zice Hristos, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Foarte important să înțelegi dimensiunea aceasta. Poți să fii spiritual și când faci o drumeție, Poți să fii spiritual și atunci când te întâlnești cu prietenii la o masă. Poți să fii spiritual și atunci când încurajezi pe cineva. Poți să fii spiritual și atunci când faci un proiect imobiliar sau eu știu, un plan de afaceri. Poți să fii spiritual oricând, dacă Dumnezeu este în inima ta. Dacă Dumnezeu nu este în inima ta, ești nespiritual și când te rogi și când citești Biblia și oricând. Pentru că spiritualitatea nu are de-a face cu ritualurile. Spiritualitatea are de face cu ceea ce trăiești în inima ta. Și tocmai asta a vrut să ne explice Hristos și n-am priceput de 2000 de ani, ne-am dus tot la credința fariseică. Prin care fariseii au încărcat de reguli, de misticism, de tot felul de lucruri împopoțonate, credința, astfel încât oamenii până să ajungă la Dumnezeu să fie deja epuizați. Și Hristos a venit, le-a dărâmat toate, le-a dat la o parte, le-a trântit în praf și a zis, băi, voi nu înțelegeți, nebuni și orbi, că nu în asta stă viața spirituală. Și ne-a arătat cât de simplă și eficientă este. Și noi ne-am întors din nou la colibele acelea sau la catedralele acelea împopoțonate și la credința care nu folosește la nimic. Așa suntem noi. Și ne mirăm. domnule, suntem popor creștin. Vai, ta, ta, trâmbițăm peste tot cu chestia asta că suntem popor creștin. Corupția e în floare, hoția e în floare, minciuna e în floare, curvia e în floare și toate celelalte. Ineficiența asta de care ne tot lovim și lipsa de implicare la nivel social, lipsa spiritului civic. Da, suntem creștini, da, suntem creștini. Și ce cu asta? Unde este impactul? Unde este eficiența acestui creștinism, în afara catedralilor și în afara bisericilor și în afara locurilor în care ne ducem și ne închinăm, ce se vede în spațiu public? Ce se vede? Și în funcție de asta vezi cât de mult valorează credința ta. Chiar concluzionează domnul profesor Ștefan Bratosin acolo la sfârșitul articolului. Punctează foarte bine lucrurile acestea. Vă recomand articolul și Chiar vă rog, citiți-l, pentru că este Ghiulea de Tun. Nu ne place, bineînțeles, că ne-am căptușit cu tot felul de credințe, ale babelor, ale moșilor, ale strămoșilor și, da, unele dintre ele sunt drăguțe, dar întrebarea este cât de mult ne ajută pe noi credințele astea și cât de mult schimbă viața noastră și cât de mult ne ajută să fim altfel de oameni. Pentru că dacă ne ducem la biserică, bun, am făcut tot felul de ritualuri și ne întoarcem acasă, vai de steaua noastră și viața noastră este la fel de propădită și de ruptă în coate cum a fost înainte, înseamnă că nu facem ceva bine acolo. Înseamnă că ceva este în neregulă. Și Hristos spune, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Și nu doar cu vorbe, ci cu fapte, cu viața aceasta. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Viața aceasta nu trebuie să o trăiești doar pentru tine. Trebuie să o trăiești și pentru alții. Pentru că doar în felul ăsta poți să înțelegi pe oameni. Doar în felul ăsta poți să înțelegi care este valoarea unui suflet. Doar în felul ăsta poți să înțelegi pe Dumnezeu care oferă binecuvântările lui cu generozitate, unii le multiplică și le fac mai eficiente, alții le toacă. Inconștienți, irresponsabili, n-au nicio treabă. Alții sunt loviți de soartă, foarte puternic, și au nevoie de o mână de ajutor ca să se ridice. Și dacă ești un om al lui Dumnezeu, îi oferi acea mână de ajutor să se ridice și el devine un om puternic, un om care se descurcă, un om care la rândul lui inspiră pe alții. Despre asta este credința. Despre oameni care iau darurile lui Dumnezeu și le dau mai departe. Nu țin pentru ei foarte mult. Și spune aici, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Oamenii care sunt generoși sunt priviți altfel de ceilalți, decât cei care trag doar pentru ei. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. În Sfânta Scriptură sunt multe pasaje care vorbesc despre neprihănire, despre sfințire. Și sunt multe pasaje în care parcă ai intervenit tu ca om să-L corectezi pe Dumnezeu. Doamne, aici trebuia să iei biciușca, aici trebuia să iei sabia, aici trebuia să iei nuiaua, să i arzi vreo două peste cap. Să-l corectezi că, uite, a păcătuit. Citind scriptura de la Geneza la Apocalipsă, am ajuns la o concluzie. Că Dumnezeu nu este atât de indignat de anumite păcate pe care oamenii le fac, ci este indignat de atitudinea pe care acești oameni o au față de El. Nu este atât de indignat de păcat în sine, cât de atitudinea pe care o ai tu față de El, față de Dumnezeu și față de semeni. Și ca să vă încurc și mai tare, gândiți-vă la oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, da, să zicem așa. Păi au fost mulți, poligami, au curvit, au ucis, au făcut multe fapte, dar ceea ce l-a intrigat pe Dumnezeu cel mai tare a fost faptul că ei s-au răzvrătit împotriva lui. Dumnezeu a trecut peste multe. Nu că este de acord cu ele, dar a trecut mai ușor peste anumite lucruri decât peste altele. Nu a suportat șmecheria, minciuna și atitudinea de răzvrătire față de el. A iertat multe păcate și iartă și astăzi multe păcate. Nu așteaptă ca să păcătuiești, ca să te lovească imediat. Însă, Dumnezeu este indignat atunci când ești nerecunoscător, nemulțumitor critic și când ești judecătorul celorlalți. Și zice Dumnezeu, ferice de cei cu inima curată, că și ei vor vedea pe Dumnezeu. Mulți vorbesc de pocăința lui David și de păcatul lui David. Voi, ce a făcut David, a curvit. Stați, nu mai avea șase neveste, mai avea țitoare, mai avea... Da, am putea zice, bă, dar ce mai era una în plus sau un minus? Până la urmă, era tot aia. Dar ce l-a intrigat pe Dumnezeu? Nu faptul că și-a mai luat pe cineva în patul lui conjugal, ci faptul că a fost mărșav, că a mințit, că a ucis ca să ia nevasta omului și că au pierit mulți din Israel ca să acopere o minciună a lui și să-i acopere nemernicia. Asta l-a indignat foarte mult pe Dumnezeu clar l-a indignat și păcatul acela. Dar nu ne focalizăm numai acolo. Mamă, curvit cu, barșe, cu Dar asta l-a indignat cel mai tare. Citiți, vă rog, discursul lui Nathan. Când dă pildă aceea cu săracul, cu aia săracului, zice, bă, n-ai avut milă, băi, l-ai omorât pe săracul ăla care ți era credincios și și-a pus viața în primejdie pentru tine, păi ești un nemernic. Nu că te-ai culcat cu neva sa. Și modul în care ai luat-o pe să sa de lângă el și cum te-ai raportat la autoritatea mea, la poporul meu. Nu ți-a păsat că mor atâtea mii din Israel, doar ca să ieși tu basma curat. Zice, fapta asta n-a plăcut deloc Domnului. Și într-adevăr, când s-a pocăit David, i-a părut rău și spune el psalmii pocăinței lui că Dumnezeu a iertat vina lui și uh, spunem psalmul 32, sunt doi psalmi scriși atunci când uh, David s-a pocăit cu, cu preponderență legat de păcătuirea cu Batșeba, 32 și 51 și în psalmul 32 el spune niște lucruri extraordinare vis-a-vis -vis de curăția de inimă da? Uh, noi curăția de inimă o înțelegem ca fiind lipsa păcatului, toți avem păcat toți avem greșeli, toți avem elemente în viață de care nu suntem mândri. Nu asta este ideea să te afișezi tu înaintea lui Dumnezeu cât ești tu de sfânt. Și am făcut din asta o adevărată virtute. Cum să păcălim mai bine pe Dumnezeu și pe semeni ca imaginea noastră neșifonată să apară înaintea Lui. Și zice Dumnezeu, n-am mersi, că toate faptele tale bune sunt ca o cârpă murdară în fața mea. Cu ce vii să te lauzi? Și mai devreme sau mai târziu, când se află câte un păcat despre câte un sfânt din ăsta care nu mai știe cum să-și arate strălucirea și faptele, te cutremur. Vai, dar n-am crezut că fratele e așa. Păi normal, că suntem oameni. Dar nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Ci El vrea curăție de inimă, adică sinceritate. Și spune, el, aici, a câtă vreme a trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci se am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege. Și zice, tu ai iertat vina păcatului meu. Care era vina? Faptul că a fost mărșav, a fost necinstit, a fost nemilos, a fost șmecher cu Dumnezeu și a vrut să pară o altă realitate în dreptul lui. Și ce Dumnezeu nu ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și după ce l-a mustrat, David a zis, Doamne, sunt vrednic să mor. Omul acela zice, este vrednic de moarte, să dea patru miei pentru nesăbuința lui, pentru păcatul lui. Și într-adevăr, David merita să moară și-a dat patru miei pentru păcatul lui. A fost dispus să plătească prețul pentru ca integritatea lui să fie din nou așa cum trebuie. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Nu ăștia care n-au nicio greșeală, nu ăștia care pozează în sfinți, nu ăștia, ci oamenii care vin așa cum sunt înaintea lui Dumnezeu și care zic, Doamne, ăsta sunt. Vreau să fiu mai bun. Ajută-mă, tău. Nu știu, uite. Cum fac, cum nu fac, iar mai greșesc câte ceva. Dar Dumnezeu apreciază deschiderea asta de inimă și dorința omului de a fi mai bun. Și chiar dacă mai greșește câteodată, Dumnezeu este încântat de faptul că omul are bunăvoință. Așa cum noi avem bunăvoință față de copiii noștri. Atunci când stângaci încearcă să facă anumite lucruri. Chiar și atunci când copiii sunt stângaci în acțiunile lor, în activitățile lor, suntem foarte binevoitori. Aduc aminte, fetița noastră mai mare, Thais sau Anis, vor să ne ajute la frământat, la gătit și uneori taie ceapa mai mare sau, eu știu, fac anumite gafe, dar suntem fericiți pentru atitudinea lor, pentru bunăvoința lor, că vor să facă ceva. Așa este și Dumnezeu. Și spune mai departe Domnul Hristos că vom avea împotrivire, vom avea prigoniri, vom avea tot felul de piedici în viață, dar dacă ești un învingător, dacă ai credința aceasta a omului care nu se lasă bătut niciodată, cu siguranță vei putea să schimbi lumea în jurul tău. Și concluzia Domnului Hristos la pasajul acesta din predica de pe munte, o concluzie parțială este că noi suntem lumina lumii, sarea pământului și o cetate așezată pe un munte. Păi dacă ești sarea pământului și dacă ești lumina lumii și dacă ești o cetate așezată pe un munte, nu mai ai nicio scuză pentru eșec, nu mai ai nicio scuză pentru că dai rateuri în viața ta și pentru că ai eșecuri și pentru că ai acele nereușite și acele plângeri. Hristos spune ești o cetate ești sare, ești lumină, voi sunteți. Și acum gândiți-vă la puterea pe care o au aceste trei simboluri. În primul rând, lumina lumii, oricât de mic ar fi lumina într-o încăpere, cu cât întunericul este mai dens, cu atât ea va străluci mai tare. Oricât de fără gust ar fi mâncarea, dacă pui o cantitate de sare care este mult mai mică decât mâncarea, decât cantitatea de mâncare, atunci vezi că ea dă gust și nu se plânge, se topește acolo și nu mai vezi nicăieri de a influența ei. Simți gustul sării, a, mâncarea asta are sare, nu mai vede nimeni, s-a făcut una cu mâncarea, dar a dat gust mâncării. Apoi, cetatea așezată pe un munte, atunci când o cetate este așezată pe un munte, n-are cum să nu fie vizibilă. Și ce Hristos, dacă tu ești credincios, dacă tu ești creștin, n-ai cum să treci prin viața asta ca rața prin apă și să nu se vadă nimic în urma ta. Nu se poate lucrul acesta. Noi încercăm la necrologuri să împopoțănăm viața, să spunem ce, și ce n-a făcut omul respectiv. Dar viața aceea, de multe ori, este lipsită de semnificație și de greutate. Pentru că omul, de fapt, n-a făcut nimic. Și câți oameni care nu fac nimic, nu există în lumea aceasta nimic semnificativ. Și, Hristos, credința adevărată înseamnă să fii sare, să fii lumină, să fii o cetate așezată pe un munte. Cu alte cuvinte, să știe lumea de tine, să simtă lumea că existi și să oferi o direcție și un model pentru cei care te văd în viața lor. Asta înseamnă, de fapt, credința acelora care sunt puternici, credința oamenilor învingători versus credința oamenilor milogi, care așteaptă să li se dea, care așteaptă să li se ofere, care sunt plini de scuze întotdeauna, care se plâng, care sunt nemulțumiți, care sunt neputincioși și toată viața lor este ca un uh, monument al frustrării și al neîmplinirii. Însă oamenii care au credința de învingători, oferă speranță, oferă viziune, oferă o direcție și slujesc acelora care sunt uneori mai năpăstuiți decât ei, alteori care își vac viața amară singuri. Poți alegi credința învingătorilor sau credința milogilor. Ambele sunt credință, au titlul de credință însă efectul este cu totul și cu totul diferit. Îți recomand credința învingătorilor. Asta a avut-o și Hristos. Trecând dincolo de aspectele astea de ambalaj religios, credința se vede indiferent de eticheta ei. Dacă este o credință de biruitor sau o credință de miloc. Ce alegi? Este la îndemâna ta, este în fața ta și una și alta. Dacă vei alege credința de biruitor, vei avea și răsplată. Dacă vei alege credința de milog, te vei mulțumi cu doi bănuți aici, doi colo, cu o încurajare ieftină, cu o mângâiere în sictir ah, și nenorocitul ăsta. dă acolo un leu să nu piară de foame. Dar nu vei ajunge niciodată pe culmile existenței și nu vei trăi ca un om împlinit și fericit. Vei fi tot timpul milogul de la poarta Raiului care cere de pomană. Și Dumnezeu nu va umple Raiul cu astfel de oameni. Este vestea tristă, dar în același timp vestea tăioasă care te poate trezi din adormirea aceasta. Dumnezeu va umple un Rai convingători, cu aceia care sunt sare, lumină și o cetate. Cu aceia pe care lumea îi vede, îi simte, îi cunoaște. Pentru că fac lumea în care sunt mai bună, mai fericită decât au găsit-o.